Dragii mei frați și prieteni, împreună slujitori ai Lui Dumnezeu, familie a Domnului nostru Isus Hristos, pe care îl numim fratele nostru mai mare, vin de fiecare dată înaintea voastră cu un pic de zâmbet și lucrul acesta nu e pentru că așa am rămas, ci este pentru că știu ceva, sunt ca un bucătar care a gustat mâncarea, știe ce gustare cât e de bună și atunci Momentul în care o servește, știe care va fi reacția celor care ascultă. La fel, vin înaintea voastră, iubitii mei, spunându-vă că mi-e sufletul plin de bucurie pentru ceea ce vom învăța cu această ocazie. De altfel, nu trecem de prima dată pe aici, ci cu ajutorul lui Dumnezeu, de fiecare dată când am trecut, Sufletul s-a încărcat cu și mai multă lumină. Mergem în cartea în epistola către Timotei, a apostolului Pavel I lui epistolă, și găsim aici pe omul acesta atât de cuminte, atât de bun, numit Timotei. Iubiții mei, există pagini în Biblie în care scrie ispitirea lui Iosif, ispitirea lui Isus. Avem o problemă în limba română. Ispitirea nu îmi spui dacă e vorba de cel care ispitește pe cineva sau de cel care este ispitit să facă un anume lucru. Dacă trebuie să facem această distinție în engleză, este foarte bine conturat. Se știe clar când e vorba de cineva care ispitește pe cineva și de cineva care este ispitit să facă un lucru sau altul. În dreptul Mântuitorului nostru se poate spune direct și pentru totdeauna: Nu, el nu era ispitibil. El nu era în poziția în care lucrurile prezentate de diavol să reprezinte o tentație pentru el. Nu. Cuvintele lui sunt absolut clare în mine. El nu găsește nimic. Fiindcă aceasta ne spune Iacov. Păcatul se produce din cauza faptului că în tine, diavolul găsește ceva. Fiecare este atras de pofta lui însuși, aceasta înseamnă a fi ispitit. Dar în cazul tânărului ucenic și pastor Timotei, puțin bolnav de stomac, timid, un, un politicos, un copil bun, deosebit de bun, ca să vorbim de ideea de ispitire, mi se pare că ar depăși cadrul biblic, dar nu e deloc așa. Este foarte adevărat. Cele mai periculoase dintre ispite nu sunt cele atât de bine cunoscute, ci sunt cele care sunt subtile, care sunt camuflate de așa natură încât nici nu știi că ești ispitit sau ești încercat. Este cum ai fi dus ușor, ușor cu preșul, fără să-ți dai seama, sau cum este acea ilustrație în care broasca uh, se, uh, crește temperatura apei și broasca nu, nu simte lucrul ăsta, fiindcă e o creștere gradată uh, până când în final ea moare acolo din cauza lucrului acestuia. Acestea sunt cele mai periculoase și cumplite ispite. M-am bucurat mult când am învățat acest cuvânt ca să vină înaintea familiei Domnului și îl aduc cu mare bucurie sufletească, fiindcă știu că după ce vom asculta, noi nu vom rămâne aceiași oameni. Care era ispita care îl păștea pe acest tânăr curat în dreptul care nu s-a auzit niciodată nimic? Care era această ispită? Era ispita nepăsării, neglijenței, neatenției, indiferenței. Aceasta este o ispită care nu apare violent în ochii oamenilor ca fiind ceva grav, de sfrâuri, de felul acesta, ci este ceva atât de subtil, pășește atât de ușor, pare o lucă mai degrabă. De aceea Pavel îi scrie în prima epistolă lui, lui către Timotea, la capitolul 4, versetul 14. Nu fi nepasător, de darul care este în tine. Adică nu este totul să ai dar de la Dumnezeu. Un dar sau mai multe daruri, dar. Darul cel mare pe care îl dă Dumnezeu în Domnul Hristos. Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu, a spus Isus. Nu este totul. Atâția oameni au văzut lucrul acesta și n-au ajuns nicăieri. Ce ziceți de ostași și de la mormânt care au văzut cu tremur de pământ, au văzut manifestarea îngerească și după aceea s-au dus și au vândut pe bani vedenia aceasta, darul lui Dumnezeu care le-a fost dat. Despre aceasta îi scrie Pavel lui Timotei, că nu e totul să ai dar și să ai daruri. Dacă ești nepăsător față de darurile pe care le ai, de posibilitățile pe care le ai, de potențialul pe care l-a investit Dumnezeu în tine, dacă ești nepăsător față de acest lucru, atunci este ca și cum nu le-ai avea sau este și mai rău pentru că Darurile tale devin o povară pentru conștiința ta, fiindcă, tratându-le cu nepăsare, le faci ineficiente, deci devine un, uh, un fel de pagubă pentru sufletul nostru. Și Pavel îi spunea ucenicului său: Să nu ajungi aici: Nu fi nepăsător de darul care este în tine. M-am dus pe urma cuvântului să văd ce înseamnă. Cuvântul acesta nepăsător atunci când el a fost scris în această episcopă amelei în limba greacă, verbul acesta cuprinde multe nuanțe. De aceea, traducerea Bibliei nu are cum să fie decât într-un fel unilaterală, limitată, foarte limitată. Personal am uh, o colecție de traducere, am o Biblie cu 26 de traducere în ea și văd traducerea cuvântului din toate unghiurile. Uh, abia atunci pot să-mi fac o imagine cu privire la sensul acesta, dar îmi dau seama că nu se putea face așa ceva într-o singură frază, cum i-a scris Pavel lui Timotei. Că acest cuvânt uh, amelei, cuvântul uh, nu fi nepăsător, înseamnă nu neglija, nu fi superficial față de lucrul acesta, nu trece cu vederea, nu subevalua lucrul acesta. Deci toate acestea se cuprind în acest cuvânt. Sigur că pentru noi este de ajuns nu, nu piere nimeni din faptul că nu au fost explicate aceste cuvinte în tot conținutul lor. Într-un singur cuvânt, nu fi nepăsător, noi înțelegem despre ce este vorba. Nu există nu, este, nu ascunde vreo scuză pentru noi uh, conținutul acestui cuvânt. Dar aceasta înseamnă, pentru că Pavel îi spune lui mai departe uh, nu fi nepăsător de darul acesta, pentru că este un dar foarte scump. Dacă tu ai știi cât a costat darul lui Dumnezeu despre care vorbea Mântuitorul cu femeia la fântână. Dacă ai cunoaște tu darul lui Dumnezeu, dacă ai ști ce înseamnă darul acesta, dacă ai ști tu pe ce cale a ajuns la tine, el ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către cea ta prezbiterul. Adică nu fi indiferent când biserica ți încredințează o slujbă, sau când ai așezat în tine, un anume dar al lui Dumnezeu. Nu fi nepăsător față de lucrul acesta. Observă-te pe tine însuți și vezi în ce domeniu al vieții te găsești tu ca, ca la tine acasă, adică te simți ca un pește în apă. Ăsta e domeniul în care pot eu să, să lucrez și văd roade în acest domeniu. Iubiții mei, nu este de mică importanță lucrul acesta. Imediat o să mergem la un gând profund care m-a cutremurat literalmente și aș vrea să, să fac o scurtă afirmație. Păcatele spirituale nasc păcatele morale. Noi de obicei ne oprim la păcatele morale. Desfrânare, perversitate și așa mai departe în ceea ce fac oamenii aceștia. Crime, vărsări de sânge, jafuri, furturi, hoții răutate, nenorocirea oamenilor pe pământul acesta, ne oprim la aspectul acesta, dar nu tre și nu trecem dincolo, fără să ne dăm seama, deci, că, de fapt, acestea sunt produsul, păcatele acestea morale sunt produsul unor păcate spirituale. Ați observat că Lucifer a început nu în public și nu a început în vreun dialog cu Dumnezeu, ci a început în inima lui, tu ziceai în inima ta. Acolo a început. De obicei ne ocupăm de aspectele exterioare și pierdem din vedere esențialul. Acest lucru este important pentru că un doctor, ca să vindece o boală, nu se rezumă la un simplu calmant sau la un simplu cosmetic. Cu privire la o situație, ci el se uită de unde vine boala aceasta, ce cauzează boala aceasta, îndepărtează cauzele și factorii agravanți și tot ce este de la origine. Știu de unde vine acest lucru. Chiar m-am dus odată la doctorul Iacono, celebrul chirurg, neurochirurg de la Loma Linda, cel care a operat Parkinson și m-am dus speriat la el pentru uh, o probă de urină care am avut-o și am spus, uite ce, ce s-a întâmplat. <laughs> Ai mâncat asparagus, mi-a spus. Așa este, am mâncat asparagus. Gata, aceea era cauza, deci am mers la cauză. Atenție, iubiții mei, este extrem de important. Vom merge împreună să citim uh, acest, uh, să, să găsim scris în scripturi, uh, acest uh, mecanica și dinamica uh, nașterii păcatului moral din cel spiritual. Să citim împreună Ezechiel 16, 49 atunci vom înțelege și mai bine de ce a spus Pabel, nu fi nepăsător, pentru că lucrul acesta nu se oprește aici. Lucrul ăsta degenerează în, în niște forme de neimaginat. Iată care era nelegiuirea surorii tale Sodoma. Era îngânfată. Ați auzit să fie cineva exclus din o sau judecat? de vreun tribunal pentru că era îngânfat. Acestea un păcat spiritual. Dar iată ce naște. De fapt, i-a avut un singur păcat, această mândrie de care nu este scăpat nimeni, vreau să spun, pe pământul acesta și doar Dumnezeu ne poate elibera de așa ceva. Iată care a fost nelegiurea, era îngânfată, era mândră. Și ce a dus lucrul acesta? Unde a dus mai departe? un om mândru și produce un stil de viață superior, să zicem, social, economic și așa mai departe, că e om mândru. El nu merge cu orice mașină, nu se îmbracă cu orice fel de care. Mândria îi cere un înalt nivel de viață, mândria lui personală. Mă iertați, dar acest este un aspect pozitiv. Dacă toată lumea ar fi urmat pilda aceasta, lumea ar arăta diferit. Numai că... Având în vedere că acesta este un păcat, mândrie în îngânfare aceasta, el a ajuns să, trăiesc, să trăiască în belșug, dar s-a înconjurat pe sine cu o liniște nepăsătoare. Ia și fiicele ei, dacă avem noi și suntem noi, nu ne interesează ce este dincolo de lucrul acesta. Și în consecință, versetul 3, nu sprijinea mâna celui nenorocit. Ce mă interesează pe mine că e un om nenorocit? Dacă ești îngânfat, nu, nu te interesează. Au trecut pe alături preotul și levitul. Oamenii aveau slujbe înalte, nu erau să se plece ei, nu erau infirmieri să se plece ei să ia vom ăsta bolnav de sânge. Nu pot să uit pe tânărul acesta care lovise cu mașina un om în vârstă și curgea sângele din el și era amestecat cu noroiul, sărmanul, om în vârstă pe marginea drumului. Și am sărit ca ars din mașină și am început să țip la acest tânăr, să-l ducem repede la spital, să-l ducem repede la spital. Și uh, am vrut să punem mâinile sub el și să -l... Și nu, eu nu-l pun în mașină, îmi murdărește mașina. Vai de mine, într-adevăr, avea o mașină foarte luxoasă, dar vezi unde duce? la vărsare de sânge și la o împietrire a inimii vis-a-vis -vis de orice fel de suferință. Haide să-l punem la mine, am zis, haide să-l punem în mașina mea, atunci repede, nu, lasă până la urmă la zdrobit situația aceasta și l-a pus în mașina lui și a plecat cu el la spital. Probabil că a ajuns printre noi un fel de animal îmblânzit această mândrie și îngânfare, dar ce consecințe grozave are nepăsarea de care era pândit și ispitit Timotei, venea din mândrie spirituală a unui om care, într-adevăr, avea un record așa de bun, așa de limpede, așa de, de nepătat cum era el. Nu apare în dreptul acestui tânăr pastor niciun fel de umbră. Cuvântul lui Dumnezeu însă ne spune că primejdile cele mari sunt cele nevăzute, cele pur și simplu neobservate, subtile, perverse, care atacă ființa noastră din lăuntru. De aceea David spunea, nu îmi cerceta dosarul, Doamne, cercetează minima care a creat dosarul acela în care sunt faptele acele. Cercetează-mi inima, cercetează -mi Duhul Doamne, imaginația, emoțiile, simțămintele mele, omul meu lăuntric. Pentru că Biblia spune că lucrul acesta este de mare preț înaintea lui Dumnezeu, un Duh blând și smerit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Acestea erau păcatele despre care scrie Ezechiel și ele acest păcat al mândriei a dat naștere la care este de natură spirituală, mândria, a dat naștere la cele de natură socială, de natură morală și de tot ce putem să spunem care, în final care au dus la finalul pe care l-am văzut. De unde vine această nepăsare în cele duhovnicești? Din faptul că uităm de unde ne-a luat Dumnezeu uităm cine suntem, de unde venim, dintre voi era, dintre ei erați și voi o dinioară. Al doilea lucru, ajungem să ne atribuim nouă înșine starea de har în care suntem. Serios? Ce lucru ai pe care nu l-ai primit? Știi cum ai fi dacă ți s-ar lua? acest dar, știi cum arăta viața ta, știi unde erai acum dacă nu era Domnul de partea noastră, spune Scriptura. Din cauza acestor motive un om ajunge să fie nepăsător, să subevalueze, a, nu e cine știe ce, aceasta nu e cine știe ce, cealaltă la fel, din cauza uh, imaginii pe care o are el în ochii lui proprii. Ți-ai stricat mintea cu strălucirea ta, cu inteligența ta, te-ai văzut ca fiind așa de inteligent încât ai ajuns să vezi lumea cealaltă proastă și din, din nenorocire lucrul acesta se manifestă chiar și în spatele amvonului și înaintea oamenilor care sunt răscumpărați prin sângele Domnului nostru Isus Hristos. Lucrurile își pierd prețul în mediul acesta al înălțării de sine, al îngânfării, își pierd adevărata lor valoare, scara valorilor se un om, un om pierde din vedere literalmente puterea de a discerne, de a deosebi, de a vedea prețul unor lucruri. Ați observat? Sau. Sau era foarte apreciată în familie de tatălui, aceasta a produs mândrie în el. Mândria aceasta l-a dus să fie, așa cum scrie Biblia, lumesc și curvar, ca e sau. Și de aici, până la vinderea dreptului de întâi născut pe o ciorbă sau pe ceva anume, n-a fost decât un singur pas. Chiar citeam de une zi despre vânzarea unor oameni sub, sub comunism în, în, în ceea ce noi numeam tagma informatorilor. După ce a vândut sufletele acestea, care au fost condamnate la 25 de ani, la 20 de ani și așa, a vândut sufletele acestea, acolo în raport scrie Isa, a fost retribuit cu suma de 300 de lei. Nu mai are valori. Nu mai are valori și a pierdut valorile acestea și singurul lucru pe care îl are în vedere este propria lui ființă. Nu fi nepăsător de situația aceasta, îi spune Pavel lui Timotei, pentru că nu există nicio garanție în nepăsare. Nu există nicio garanție atunci când ești un om este îngânfat. Lucrurile nu pot rămâne. Câte dezastre am putut vedea noi în timpul istoriei vieții noastre, care s-au produs datorită faptului că undeva cineva s-a îngânfat. Îndată ce un om se, se ridică împotriva lui Dumnezeu, sau cum spune Danieli, s-a împietrit Duhul până la mândrie, îndată ce se întâmplă lucrul acesta, se deschide un potop de nelegiuire, de toate aspectele. Cât îl vedem de cuminte și de bun pe Timotei, în, în contextul nepăsării față de darul lui Dumnezeu, poate să devină cel mai notoriu dintre oamenii de ai generației lui. Chiar nu pot să cred, spune unul, Doamne, dar nu sunt eu câinele ăsta să ajung să fac așa. Să vezi unde poate duce nepăsarea. Nepăsarea a fost, așa cum spuneam, pare un animal îmblânzit, nu? Nu, nu găsim o, nu -l considerăm între formele de decădere violente în care s-ar găsi cineva. De aceea, în epistola către evrei, în capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește astfel. De aceea, cu atât mai mult, Trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit și să nu fim uh, depărtați de ele. Depărtat înseamnă ți s-a răcit sufletul, ți s-a răcit interesul. Altădată te bucura enorm când înțelegeai ceva, când uh, veneai înaintea lui Dumnezeu, veneai, o ah, deodată s-a întâmplat ceva. Nu mai ești nici rece, nici înclocut, ești căldicel pentru că ești plin de tine. Eu sunt așa, sunt bogat, eu sunt cu ta. Imediat produce starea aceasta. Căci cuvântul dacă, spune epistola um, um, aici, vestit îngere, s a vestit prin îngeri, s-a dovedit nezguduit, cineva gândește că este o excepție? Nu. Acesta e un cuvânt nezguduit. E un cuvânt nezguduit. Nepăsarea duce la imoralitate. Nepăsarea este produsul mândriei. Păcatele spirituale nasc pe cele morale, sociale sau de o altă natură. Dacă cuvântul acesta vestit pe înger s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă consecință. Legea cauzei și efectului, legea semănatului și seceratului. N-ar sta în picioare Universul dacă această lege n-ar funcționa desăvârșit ca Dumnezeu. Pe baza aceasta, această mecanică Universului nostru e legată de uh, impactul cauzei și efectului, de, de uh, legătura aceasta. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Care mai întâi a fost vestită de Domnul însuși și ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Lui. Neglijența, nepăsarea, indiferența, subevaluarea, disprețul a privit de sus, lucrurile acestea par într-un fel a fi definiția omului, e, e și el om, nu, no, nu este om, poate deveni om, dar nu este om, se, se înclină în partea diavolului, omul este, iată omul, el este omul acesta. Iubiții mei, nepăsarea este proporțională cu mărimea lucrului față de care suntem nepăsători. E una să fii nepăsător față de uh, un lucru mărunt, neînsemnat și este cu totul alta să fii nepăsător pe ce buton apeși la centrala atomică Cernobâl. când turbina turbina numărul 4 era într-o cumplită, ce ce, ce, ce viteze sunt acolo și uh, a fost apăsat butonul ON de pornire a fost apăsată, în timp ce, ce, turbina aceasta era în, în scăderea vitezei. În clipa aceea s-a produs explozia aceea cumplită milioane de oameni, milioane de oameni radiați, leucemii, nașteri nenorocite, de neimaginat. Nepăsarea este proporțională cu mărimea obiectivului față de care suntem nepăsători. Și aici, nouă, ne spune așa, cum vom scăpa noi nepăsători față de o mântuire așa de mare? Nu e vorba de Cernobâl, nu este vorba de economia unei țări, nu e vorba chiar de nimic, de o catastrofă de ordin e, ecologic, cum s-a întâmplat cu platformele petroliere, vărsând în ocean sute de milioane de galoane de petrol și așa mai departe, ci este ceva deasupra tuturor acestor lucruri care este cuprins în cuvintele o mântuire așa de mare. De ce așa mare? mântuirea, pentru că mântuitorul este așa de mare. Iubiții mei, dacă ținem seama de aceste lucruri, nu putem să fim nepăsători. Dacă ai în mână o valoare, o valoare deosebită, un unicat, dacă ai în mână ceva fragil, dacă ai în mână un lucru de o incredibilă valoare, atunci atenția ta este pe măsura valorii acestui lucru. Dintre toate pe care le avem în viața noastră, niciunul nu este mai mare decât mântuirea noastră cea atât de mare adusă, vestită nouă mai întâi de Mântuitorul și apoi de, prin mărturia celor care a fost împreună cu el. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, nu e de la Timotei, așa ceva, a fost dintotdeauna. Dacă diavolul nu reușește să facă din mine sau din tine un dușman al lui Dumnezeu, va încerca să facă un nepăsător față de Dumnezeu. Este groaznic. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători? Aș vrea să aduc înaintea noastră un citat al lui Alan Knight Chalmers. El a fost mentorul lui Martin Luther King. Ascultați cu mare atenție. Pentru prima dată în viață am observat, am citit cuvintele acestui om al lui Dumnezeu. Am, putut, am fost pătruns de ele și tare mă bucur să le aduc aici, să le, împăr să le împ împărțim împreună. Cruzimea agoniei fizice a crucii a fost nimic în comparație cu indiferența oamenilor care stăteau pe marginea străzii. Când Isus era dus la răstignire. Eviții mei, deci, cruzimea crucii a fost nimic în comparație cu nepăsarea și indiferența oamenilor. Ați observat ce au răspuns preoții lui Iuda în momentul în care acesta trăiește realitatea, se trezește din nenorocirile în care a umblat el. Am pându sânge nevinovat, strigă el și Dumnezeu răspund, Ce ne pasă nouă? Nu interesează pe noi așa ceva. Nu aș vrea să rămânem prea mult în zona aceasta, pentru că așa, așa se manifestă cumplitul păcat al indiferenței. Fie în familie, sunt soții neglijate, soți neglijați, copii neglijați, părinți neglijați, vecini neglijați. Biserici neglijate. Nepăsători. Acesta este un păcat cumplit de care vom răspunde, fiecare dintre noi pe măsura sau în proporție, în direct proporțional cu mărimea obiectivului pentru care ni s-a cerut să, să, păstrăm o atenție deosebită, să-l prețuim și să trăim în, în, lumina adevăratei lui valori. De, cu, citind cuvintele acestea lui Chalmers, aș dori să spun că de multe ori în viață, am trăit acest gol sufletesc de a nu înțelege valoarea lucrurilor, de a fi nepăsător față de reacția cuiva și a fost o situație în care am observat pe nepoata și ea are trei ani și m-a bătut ușor pe mână și s-a uitat la mine, nu se poate să fi neatent, nepăsător în această situație. Mi-a tăiat inima când am văzut cât conta atenția mea pentru ea, pentru că atenția ei pentru mine era atât de mare și atât de înaltă și ea aștepta lucrul acesta. Acest lucru se întâmplă și între noi și Dumnezeu. El să ne dea darul acesta și nouă și cu aceeași dragoste și grijă cu care lui Dumnezeu îi pasă de noi, cu aceeași dragoste și grijă să, fim, să ne pese și nouă de El, adică să conteze în ochii noștri. Lucrul acesta va impacta întreaga noastră viață, toate manifestările vieții. Ați observat ce a zis lumea la mormântul lui Lazar când Isus a plâns? Concluzia, iată cât de mult îl iubea. Așa să se audă și despre noi și despre tine, Tatăl nostru Ceresc, cu un singur cuvânt, plecând de pe pământul acesta sau din locul în care ne găsim în momentul acesta, un singur cuvânt să se audă cu privire la tine, iată cât de mult îl iubea. Învățat de la tine aceasta, pentru că tu atât de mult ne-ai iubit și ne-ai iubit până la capăt. Ne închinăm și îți mulțumim prin Domnul nostru Isus Hristos. Amin.